Circuitul muzeal din noaptea de 16 mai cuprinde Muzeul de Artă Vizuală, Complexul Muzeal de Științele Naturii, Muzeul de Istorie și Centrul Cultural Dunărea de Jos. Evenimentul este sărbătorit la nivel european, iar în România, Noaptea Muzeelor se desfășoară în București, Iași și Galați. S-a stabilit la nivel național să se marcheze printr-un avertisment elegant realitatea acestei situații. Și pentru a fi o problemă, o tratare elegantă a acestui aspect, fiecare muzeu va acoperi cu o pânză neagră o lucrare din expoziția permanentă, cu mențiunea, este posibil ca această lucrare să nu o mai puteți vedea. Asta este sensul. Este vorba de o atenționare față de o situație generală, națională. Pentru că nu este vorba numai de Muzeul de Artă Vizuală sau de sediul Cavaliului. Nu, este vorba de 110 muzee. De 110 muzee din 77 de localități care și-au pierdut sediul. Ăsta este subiect. Trecutul va fi rememorat prin expozițiile găzduite de Muzeul de Istorie în cele trei locații ale instituției. La secția de pe strada Domnească numărul 25 este prezentată colecția Incursiune în cotidianul comunist. La Casa Colecțiilor pot fi admirate 6 expoziții, iar la Muzeul Casa Cuza este găzduită colecția familiei Tanascov. Intrarea la Muzeul de Istorie se face începând cu ora 18. Muzeul Casa Cuza Vodă. Acolo vom avea și o mică surpriză pentru cei care vor păși pragul muzeului, în sensul că vor intra în, să spunem, pielea celor două mari personalități care au marcat istoria noastră națională. E vorba de domnitorul Alexandru Ioan I și doamna Elena Cuza, vizitatorii putând gratuit, evident, să-și facă poze și să intre în pielea personajului respectiv. Centrul Cultural Dunărea de Jos prezintă în Noaptea Muzeilor expoziția Un Obiect, o colecție, un patrimoniu, organizată de iubitorii de artă populară. La evenimentul, care are începere de la ora 20:30 în Salonul Artelor, va performa formația de muzică veche Calofonis. Pe toată perioada evenimentului va fi proiectat turul virtual al Muzeului Satului Petru Caraman de la Gârboavele. Prin intermediul acestei expoziții am încercat să atragem atenția asupra colecțiilor particulare importante pentru noi cercetătorii, atât prin faptul că ele pot și constituie o resursă importantă de documentare și de completare și chiar de constituire a unor bunuri culturale de patrimoniu. Complexul Muzeal de Științele Naturii își va deschide porțile de la ora 18 și va fi deschis publicului până la 1:30. Programul include expoziții dedicate publicului amator de cultură și știință. La Planetariu, iarăși după câțiva ani ne venim cu o noutate, un alt spectacol multimedia dedicat Universului, Ultimul Univers, iar dacă, așa cum a spus, dacă va fi senin, toți cei care ne vor vizita vor avea ocazia să admire constelațiile cerului de vară, mă refer aici la constelația Leului, Lira, Ursa Mare și planete, precum Jupiter, cei 4 sateliți, Venus. Zic că va fi o seară interesantă. La Noaptea Muzeelor va lua parte și Muzeul de Artă Vizuală, care va prezenta expoziția permanentă, cât și o expunere temporară de pictură. Însă instituția vine și cu o alternativă care să trezească interesul publicului. Pe fațada clădirii vor fi proiectate două filme care surprind imagini din patrimoniul muzeului, dar și evenimente desfășurate de-a lungul timpului. De asemenea, va fi organizat și un târg cu obiecte handmade. Se va asigura un circuit cu mijloace de transport în comun, cu plecări din Micro 19, Micro 38 și Port, pe trei rute, deci din Micro 19, tur la toate muzeele, din Micro 38, tur la toate muzeele, din Port, tur la toate muzeele.